Cea Sfântului Duh. Amin. Preacuvioase Părinte Vicar, preacuvioși și preacucernici părinți, preacuvioase maici, drept măritori creștini și dragi copii, mă uitam astăzi în timpul Sfintei Liturghii la fiecare dintre dumneavoastră, dar mai ales mă uitam la părinții care, sau bunicii care veneau de mână cu copilașii lor și pășeau în această grădină a Raiului. Și mi-aduceam aminte cum în copilărie, trăind într-un cartier al acestui frumos și drag oraș, mergeam duminica la biserică împreună cu bunica mea, uneori cu voia mea, alteori fără voia mea, de ce să nu recunosc? Poate aș fi dorit ca duminica, după o săptămână de școală, să mai rămân un pic în pat. Dar să știți că acum bucuria pe care o trăiam atunci este nemărginită. Și bucuria pe care o trăim astăzi, fiecare dintre noi, creștini desăvârșiți care pășesc în Biserica lui Dumnezeu, este nemărginită. Bucuria este atât aici pe pământ, cât și în cer. Și vă dați seama ce bucurie era în inimile oamenilor care îl primeau în cetatea lor pe însuși Mântuitorul Iisus Hristos. Mântuitorul Iisus Hristos vine în Capernaum din ținuturile Gadarei, ținuturi în care erau prețuiți porcii și disprețuiți oamenii. Și El vine aici pentru a arăta respect oamenilor. Și nu-și alege, iubiți creștini, o categorie socială înaltă. Nu alege dregătorii, nu alege demnitarii, ci se apleacă cu aceeași dragoste în fața fiecăruia dintre semenii noștri. Dintre toate vindecările și dintre toate dialogurile pe care Mântuitorul Iisus Hristos le poartă cu cei aflați în suferință, tocmai acestea sunt veritabile și adevărate lecții de viață. Ce-i poți spune unui om aflat în suferință? Cum te poți apleca asupra lui? Nu poți filozofa, nu-i poți spune baliverne, nu poți întinde la maxim cuvântarea ta, ci trebuie să fii clar, să fii concis. Pentru că în interiorul lui aceste cuvinte sporesc: a crede, a iubi, a nădăjdui. Și tocmai acest lucru îl face Mântuitorul Iisus Hristos. Dă un fel de examen final acestor doi orbi. Vrea să vadă dacă ei mai conjugă la timpul prezent aceste cuvinte. Vrea să vadă dacă ei mai cred, dacă ei mai iubesc, dacă ei mai au nădejde. Și îi întreabă simplu, la chemarea lor, la strigătul lor de suferință, pentru că ei intră până în casă după el, sunt insistenți, trag de el, am spune noi, li se închide ușa și intră pe geam și întreabă: credeți că pot face eu acestea? Ce răspuns dau oamenii noștri? Unul scurt, simplu și la obiect: da, Doamne. Răspuns pornit tocmai din credința nemărginită a lor, pornit din dragostea lor și din nădejdea lor că Mântuitorul Iisus Hristos are să-i vindece. Desigur,
Auzise foarte mulți dintre ei, auziseră că Mântuitorul tocmai înviase pe fica marelui dregător. Sfântul apostol și evanghelist Luca ne dă și numele lui, Iair, o înviase. Și bucurie mare era în acea cetate. Dar cum puteau ei oare să știe care să-i vindece și pe ei? Pentru că tocmai acești oameni suferinți, orbi, muții, paraliticii, toți cei care erau mutilați la chip sau fizic, nu aveau cum să intre în sinagogi. Nu puteau cere miluirea lui Dumnezeu, nu puteau cere milostivirea lui Dumnezeu pentru a primi miluire. Dragi creștini, oamenii aceștia erau la marginea societății. Nu se puteau compara cu ceilalți. Nu aveau acces la slujbă și nu puteau aduce ofrandă lui Dumnezeu. Deci cum știau ei oare că pot să primească dragostea lui Dumnezeu? Este foarte simplu. Dacă facem o matematică simplă, observăm că după capitolele 8 și 9 ale vindecărilor, înaintea acestor capitole, sunt capitolele 5, 6 și 7. Capitole în care Mântuitorul Iisus Hristos revarsă toată dragostea sa asupra oamenilor prin predica de pe munte. Adunați la un loc, toți află de la Mântuitorul Iisus Hristos că nu mai trebuie să-și asuprească vrăjmașii, că nu mai trebuie să îi îndepărteze pe cei săraci. Învață de la Mântuitorul că fiecare dintre noi purtăm chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și mai mult decât atât, Mântuitorul Iisus Hristos îi învață rugăciunea Tatăl nostru. Și li se descoperă lor fiecăruia dintre cei prezenți acolo că sunt fii ai lui Dumnezeu. În sfârșit, nelegiuiții, scuipații, bătuții, îndepărtații devin împreună cu cei buni sau bine văzuți în societate fii ai unui singur tată, al Tatălui nostru ceresc. Au în sfârșit o identitate. Pot în sfârșit spera că prin credința lor se pot înălța alături de Tatăl Ceresc în împărăția sa. Și îndrăznesc și cer. Iată, cei care până atunci erau priviți cu scepticism de fiecare dintre semenii noi, lor, și de ce să nu spunem și de ce să nu recunoaștem că poate și astăzi unii dintre noi ne mai uităm așa cu coada ochiului la câte un cerșetor, la câte un nelegiuit, la câte un paralitic. Iată că aceștia, drepmăritori creștini, au în sfârșit identitate. Dumnezeu pune mâna sa și trimite pronia sa pe fiecare dintre aceștia. Lucru care nu face altceva decât să le dea speranță. Iată că Mântuitorul atinge ochii orbilor, poate erau orbi din naștere, poate își căpătase orbirea pe parcursul vieții, nu știm.
și le redă vederea. Le redă vederea fizică pentru că vederea interioară o aveau. Ochii inimii lor erau deschiși către Dumnezeu, erau deschiși către Tatăl lor cel Ceresc. Și iată că le mai spune un lucru. Mergeți și nu spuneți nimănui cele întâmplate. Deși a fost posibilă vindecarea lor, care pentru ceilalți era văzută ca imposibilă, acum chiar că le cere imposibilul. Cum pot cei doi orbi pe care societatea îi cunoștea să nu transmită celorlalți ca acum văd? Și bineînțeles că toată urbea, toată cetatea Capernaumului află minunea făcută de Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Află că Mântuitorul i-a vindecat. Și nu așa cum îi aud astăzi pe unii dintre confrații noștri: m-am vindecat. Dumnezeu este Cel care, prin mâna sa, prin rugăciunile pe care le ridicăm fiecare dintre noi, preoții, împreună cu dumneavoastră, creștinii, vindecă neputințele fiecăruia dintre noi. Bineînțeles că toată societatea, toată urbea aplauda. Câtă bucurie este astăzi în inimile fiecăruia dintre noi când auzim că cineva s-a vindecat de acest virus necruțător. Cât de mult aplaudăm și cât de mult ne bucurăm pentru fiecare suflet care, trecut prin această suferință, primește vindecarea. Bineînțeles, printr-un conglomerat de factori pozitivi, prin grija medicilor, prin rugăciunile preoților, ale apropiaților, dar și prin grija pe care o poartă Dumnezeu față de fiecare dintre noi. Și iată că după această bucurie, la Mântuitorul Iisus Hristos mai este adus un mut. Iarăși, un om care nu era bine văzut de societate. Cine știe câtă suferință avea în inima sa? Cine știe câtă durere avea acel om înăuntru lui? Cine știe de câți oameni a fost îndepărtat? Cine știe câtă batjocură a primit? Și iată că Dumnezeu scoate pe demonul cel necurat din el și redă acestuia vorbirea. Și bineînțeles că se trezesc unii dintre cei prezenți acolo, fariseii, să comenteze acest lucru. Se trezesc cei care cred că apără legea, cei care cred că trebuie să oferim vindecare după anumite priorități, după o listă, să spună că nu e binevenită vindecarea și că Dumnezeul demonilor scoate pe demoni. Cât neadevăr! Și iată că după 2000 de ani, cu regret, cu durere, cu tristețe și cu lacrimi, o spun că acești farisei încă mai sunt printre noi. Încă mai încearcă să prioritizeze anumite aspecte. Încă mai încearcă să hotărască ei cine este bun și cine este rău. Încă mai hotărăsc ei cine merită împărăția lui Dumnezeu și cine nu. Hotărăsc, prioritizează și dau sentințe deloc plăcute pentru noi. Deși aflăm de la Mântuitorul nostru Iisus Hristos că suntem cu toții fii ai aceluiași Dumnezeu. Bineînțeles, bucuria era mare. Și Mântuitorul Iisus Hristos
Nu s-a oprit. Nu a rămas acolo. A plecat și a predicat în continuare. A propovăduit în continuare cuvântul lui Dumnezeu. A adus vindecări peste oamenii suferinți și binecuvântări peste toți cei ce ieșeau în cale și cu credință și cu dragoste îi cereau lucrul acesta. Noi suntem binecuvântați de bunul Dumnezeu pentru că suntem în primul rând sănătoși, pentru că putem vedea, pentru că putem merge, pentru că putem auzi și pentru că putem vorbi. Și rămâne pe lângă prezența noastră duminică de duminică sau sărbătoare de sărbătoare în Sfântă Biserica lui Dumnezeu, din binecuvântările noastre să revărsăm și asupra celor ce au fost mai puțin fericiți în această viață. Haideți prin credința și dragostea noastră să le redăm atât cât putem vederea celor ce nu văd. Și nu mă refer aici doar la leziunile fizice, ci și la cele sufletești. Haideți să împreună să propovăduim cuvântul lui Dumnezeu și în casele celor ce sunt surzi și nu aud și nu-L primesc pe Dumnezeu. Haideți împreună să-i ridicăm din patul suferinței și al nepăsării și pe cei ce duminica, încă în timpul Sfintei Liturghii, stau întinși în pat, dar sunt sănătoși fizic. Avem această putere. Împreună putem face acest lucru. Împreună putem reda și auz și văz și grai. Și mă rog, împreună cu părinții slujitori de astăzi, împreună cu Părintele Vicar, ca bunul Dumnezeu să reverse în continuare dragostea sa în inimile fiecăruia dintre noi și să ne redea fiecăruia speranța că va fi mai bine în veci. Amin.